Bună, sunt Claudiu. Mă bucur din nou să vă văd, să mă vedeți, să-l vedeți și pe fratele Vasile. N-am mai făcut un videoclip de ceva vreme, dar mă bucur că pot să revin din nou cu videoclip și să fiu împreună cu prietenul și fratele meu, Vasile Tofan. Mulți dintre voi îl cunoașteți, cei care nu îl cunoașteți, o să auziți cum Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, va vorbi prin gura lui astăzi și cred că va fi un videoclip special care va ajunge la foarte multe inimi, cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungă la milioane de oameni. Doamne ajută! Pentru că este nevoie de asemenea mărturii, este nevoie de asemenea voci și Dumnezeu, să nu credeți că Dumnezeu nu are lucrători, are, Dumnezeu are lucrători, dar vă cheamă și pe voi să deveniți lucrători împreună Amen! cu El și aceasta este o invitație pentru că trăim vremurile de pe urmă în care trebuie să acționăm, trebuie să ieșim din zona noastră de confort Da! și să acționăm, să strigăm în gura mare, Domnule, este gata să vină oameni buni, pocăiți-vă. Și acum să trecem la fratele și prietenul meu, Vasile Tofan. Mă bucur să te am aici la mine în studio, la studioul Veghetor. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat, este o onoare și pentru mine. Dragul Aceasta, meu, da, te rog. cred că onoarea și fără nicio falsă modestie este de partea mea. Mă Sunt bucur atât să de aud asta. recunoscător Domnului că mi-a făcut parte de harul acesta, de bunătatea aceasta să te cunosc. Deja am împărtășit cu tine câteva lucruri și ceea ce m-am bucurat a fost că parcă simțim la fel. Și E simțim la același fel duh. pentru că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și mulțumesc tare mult că putem să vorbim în fața acestei camere și dacă dorești ceva este ca Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde Amin. sunteți și Dumnezeu să aprinde un foc în inima dumneavoastră, un foc care să ardă pentru El, pentru Amin. slava Lui, pentru lărgirea împărăției Lui. Am să încep cu o istorioară reală. Foarte interesant că atunci când Dumnezeu m-a chemat la mântuirea asta atât de mare, eu m-am adus aminte de o întâmplare. Eram un copil. Poate că aveam 9 ani. Nu cred că aveam mai mult de 9 ani. Până acolo. Și eram cu un grup de copii în fața blocului din cartierul unde locuiam. Și nu știu, la un moment dat, țin minte foarte bine lucrul ăsta, am început să le spun copiilor, erau așa adunați în jurul meu, poate că erau 5, poate că erau 10, nu mai țin minte, eram destul de mulți, și am început să le spun următorul lucru. Mă, voi știți că într-o zi Dumnezeu va veni pe pământ ca să se lupte Extraordinar. cu diavolul? Și pentru că El vrea să câștige, Dumnezeu va veni la fiecare dintre noi să-i dăm puterea. La fiecare om va veni, îmi dai mie puterea ca să-l pot învinge pe diavol. Va veni la fiecare om. Și va veni și la mine. Și mi-aduc atât de bine aminte, nu mai știu ce au spus copiii, probabil că au răspuns și ei afirmativ, dar mi-aduc atât de bine aminte că i-am spus, eu am să-i dau puterea mea lui Dumnezeu. Aleluia. De fapt, era vorba despre viața mea, era vorba despre sufletul meu, pe care îi l-am închinat lui pentru că El ne-a creat. Și am zis atunci, pentru că El îl va birui pe cel rău și după aceea El va veni și îmi va da mai multă putere decât i-am dat eu lui. Ai Aia a fost o profețit prorocie. atunci, Aia a fost ai o prorocie, Claudiu, exact. același. Mi-am adus aminte atât de bine și am zis, Doamne, pentru că au zburat ani. Și eu am iubit foarte mult, foarte interesant că n-am iubit boxul, dar am iubit fotbalul. Și am început să practic fotbalul în anul 1982 și am ajuns unul dintre cei mai buni portari. Foarte mulți îmi spun că semăn cu Duc Adam. Deci fizicul îl ai de portar, asta e Da. adevărat. Și până acolo, încât, acum, nu știu dacă tu îl cunoști, dar iubitorii de fotbal n-au cum să nu-l cunoască, Angelo Niculescu, marele Angelo Niculescu, care în 77 era cu echipa României la campionatul mondial din Mexic, a venit la Galați, a auzit despre un portar căruia nu poți să-i dai gol. Nu poți să-i dai gol. Și a venit la Galați și a zis, mă, vreau să văd cine-i portarul ăla. Mi-a tras din toate pozițiile, am apărat tot. Și el, parcă-l văd, ia mingea, zice, mă, băiete, dacă aperi și lovitura asta de la 11 metri, tu ești viitorul portar al naționalei.
Eu mă uit la el, m-am uitat la piciorul care s-a dus și am fost sigur că acolo mă duc pe minge. A zis, nu se poate așa ceva. Și a zis, ești viitorul portar al Naționalei. Mă veți întreba, cum de n-ai ajuns? N-am ajuns pentru că am avut un antrenor care și-a bătut, își bătea într-un mod grotesc joc de mine. Își bătea, mă umilea în tot felul. Pentru că el avea un preferat al lui și pe mine mă umilea în toate felurile. Și atât o mânie a venit la inima mea și am zis, bă, mă duc să învăț, mă duc la box. Fratele meu făcuse box în anii... De ce avea mânie pe tine? Nu știu să-i explic. Sincer, nu știu. Nu-mi plăcea de mine. Nu-i plăcea de mine, posibil. Cred că diavolul, sigur, că el nu sigur poate vedea viitorul, dar de multe ori poate să, da, să ghicească. Exact, da? Exact. Și cred că el știa că ce plan are motiv. Dumnezeu cu tine. Corect. Și mi-aduc aminte atât de bine, era 1985, când m-am dus în sala de box a clubului Oțelul din Galați și când m-a văzut antrenorul, mă, ce vrei tu? Eram foarte slab. Și am zis, domnule, vreau să învăț să mă bat. Vrei să învăț? Mamă, am început antrenamentele. În 3 luni de zile am luat medalii la campionatele naționale de box, de junior. Ce vârstă aveai? Aveam, cât aveam? 16 ani. Extraordinar. 16 ani, cred. Și mi-aduc aminte că în același an am fost selecționat în prima reprezentativă, în lotul național de box, cu Vaștan și cu Leu. Am fost cu ei la campionatele mondiale. De fapt, selecționat, lotul era pentru campionatele mondiale și europene și o întâmplare nefericită și aici cred că tot mâna lui Dumnezeu a intervenit. M-am dus în Germania și un incident acolo neplăcut, de care nici nu mai vreau să-mi aduc aminte, a făcut ca să fiu suspendat pe viață. Au vrut să mă suspende, dar pentru că eram un sportiv promițător de valoare, mi-au dat un an jumătate și am pierdut campionatele mondiale și europene, de la Havana în Cuba și de la Copenhaga în Danemarca. Am stat după suspendarea asta, am revenit în ring și în anul 1992 deveneam unul dintre cei mai buni sportivi ai țării la categoria super grea. Era un boxer foarte tehnic, mie nu mi-a plăcut să mă bat, pentru că boxul se face cu capul și după aceea cu pumnul. E o artă, da, să-și spune. Și în anul 1992 deveneam unul dintre cei mai buni sportivi ai țării, numai că boxul era plătit foarte prost, extraordinar de prost. Eu știam că pot mai mult și mi-am dorit la un moment dat să plec din România, să mă duc într-o țară. Știam de Valentin Silaghi, marele campion al României de la Cluj, că este în Germania și nu știu, deodată mi se întipărise mie în minte să merg în Germania să mă întorc de acolo mare campion. Lucrurile s-au schimbat, să fiu, mărturia mea este foarte lungă, o puteți asculta pe YouTube. Oricum aș vrea, dacă vrei, să amintești câteva din lucrurile de unde te-a scos Dumnezeu. Ia, ia. E foarte important să se vadă de unde ne-a scos Dumnezeu și să vadă cei care ascultă ce a făcut Dumnezeu, sigur, transformarea care sigur a făcut Dumnezeu. Eram un copil destul de cuminte, sportul m-a educat. Eu n-am avut probleme cu scandaluri, dar eram foarte vulgar în vorbire și mi-aduc aminte că în anul 1991 m-am căsătorit și în numai 2 ani de zile am împins căsnicia mea în prag de divorț. Eu m-am născut într-o familie de credincioși tradiționali. Dacă vreți, după învățăturile începătoare ale lumii. Nu-mi place să pronunț denominațiunea din care făceam parte atunci, ca să n-arunc niciun blam asupra nimănui. Dar am spus cu asta totul, îl cunoșteam pe Hristos după învățăturile începătoare ale lumii. Nu lua, nu gusta, nu aia, nu aia la altă. La noi în casă, Biblia nu s-a citit niciodată. Părinții noștri n-au știut să ne îndrepte inima către Dumnezeu prin această carte și n-au învățat cât știau și ei. Acum, desigur că cu băutura eu nu am fost prieten, eram sport de performanță, cu țigara nu am fost, am consumat toate astea, dar simțeam că ia căsnicia mea să prăbușește, să se distruge, pentru că trăiam într-o imoralitate destul de mare. Ce vârstă aveai? Aveam 22 de ani. Am căsătorit la 22 de ani jumătate. 22 de ani. 22 în urmă de cu ani. 30 de ani. Da, wow. Da. Și a apărut o situație, am întâlnit un bărbat, căutam la vremea aceea un sponsor și omul acesta la o masă într-un restaurant mi-a spus, ce îi spune dacă te duc în Germania să boxezi?
Am mai venit să cred. Scuză-mă, știi de ce te-am întrebat la ce vârstă ai avut acele probleme? Te rog. Din cauza că acum îmi place foarte mult cum te adresezi soției tale când vorbești despre ea și spui prea iubita mea soție, da, frumoasa, da, mea soție. Da, și am învățat și asta din această carte minunată. Transformarea care Dumnezeu a făcut. Binecuvântat să fie numele Domnului. De-aia. Mulțumesc. Am întâlnit bărbatul acesta când am auzit. Lucram în Ministerul de Interne la vremea aceea. Mi-am dat demisia din Ministerul de Interne și am plecat spre Germania. Numai că într-o cameră de hotel am aflat că omul acesta de fapt avea alt plan. El spărgea magazine de bijuterii. Eu eram un om de 1,94 m, sunt și astăzi. Numai că la vremea aceea aveam doar 94-95 de kilograme. Eram o constituție atletică foarte puternică. Și omul ăsta mi-a prezentat planul, mi-a zis, uite, m-a întrebat de când faci sport, i-am spus, m-a întrebat ce am, nu prea aveam nimic, și a zis, uite, dacă vii cu mine într-o lună de zile, hai să cumperi jumătate din Galați. M-a blocat. Nu mi-a venit să cred. De fapt, la vremea aceea, pentru ce făceam sport? Ca să-mi fac un nume, să am bani, să pot să am o viață de lux, dacă se putea. Când am auzit lucrurile astea, atunci am zis, nu cred că voi face eu asta, nu făcusem niciodată, n-am făcut niciodată n-am avut de-a face cu organe de poliție. N-am făcut niciodată vreo spargere sau vreo niciodată. Dar m-am gândit, să ajung eu în Germania și după aia văd eu, m-am gândit că poate mă voi duce într-o sală de box acolo în Germania și voi continua. N-a fost așa, pentru că pe data din 1 noiembrie spărgeam vitrina unuia dintre cele mai mari magazine de bijuterii din orașul Bremen. Am reușit să luăm o cantitate impresionantă de aur, care a fost valorificată în bani. Am primit ceva bani, mulți bani pentru vremea aceea, nu-mi venea să cred, am trimis ceva bani acasă. Bineînțeles că n-am spus că am spart magazin de bijuterii, am spus că am boxat, mă pricepeam bine la minciuni, mulțumesc Domnului că m-a izbăvit de păcatul ăsta. Și la a doua spargere am fost prins, arestat și ajuns într-un penitenciar din Germania și acolo parcă s-a prăbușit tot. Parcă s-a prăbușit, nu-mi venea să cred. Polițiști m-au încătușat, mi-au arătat prin semne că următorii 10 ani am să-i petrec acolo, am fost distrus. Numai că, după vreo 3 luni de zile, unul din mulții români care erau acolo închiși, au venit și au zis, uite, am găsit la biblioteca penitenciarului o Biblie în limba română. Ba, n-am înțeles nimic, dar zice, nu iau cu mine în România, vă las vouă. Eram cu un băiat din gura humorului, din Suceava, și am întins mâna și am luat eu Biblia aceea. Au să în camera mea și s-a întâmplat ceva interesant. Când am vrut să o deschid, mi-am adus aminte de cuvintele bunicii mele care îmi spunea că Biblia trebuie citită cu prima pagină și terminată cu ultima, altfel Dumnezeu te pedepsește. Acum, eu eram pedepsit, mai trebuia altă pedeapsă. Mi-a fost frică. Și am deschis Biblia cu frică la prima pagină a Vechiului Testament. Am citit Geneza, am fost impresionat de toate cele 50 de capitole din Geneza. Și impresionat, fantastic, mai ales că am găsit istoria lui Iosif, care era în închisoare, nevinovat, eu eram vinovat, dar ceea ce m-a impresionat a fost că Dumnezeu l-a scos de acolo. Și în mintea mea deodată un gând, Doamne, poate să mă scoți și pe mine de aici. Și am trecut în următoarele cărți, Exod, Levitic, Numeri, praf, m-au făcut praf. În mintea mea s-au zugrăvit imaginea unui Dumnezeu răzbunător, a unui Dumnezeu părtinitor. Și am spus, dar cum asta? Cum să omoare Dumnezeu oameni? Am fost tulburat că am vrut să rup cartea aia. Am pus-o pe masă și dacă n-am încetat să fac ceva, n-am încetat să mă rog. Și m-am rugat și dacă aveam o rugăciune, acum eu nu știam să mă rog, dar singura mea rugăciune era, Doamne, scapă-mă de aici. Și dragul meu, îi mulțumesc din suflet lui Dumnezeu că a auzit strigătul unui nenorocit. Dumnezeu să știi că ascultă rugăciunea unui om, indiferent cum o spune atunci, da, când e în nenorocire. Când strigă un nenorocit, Domnul exact, aude. Exact. Vreau să fac o mică paranteză. Când eram eu în container, am vrut să plec în America și am ajuns în Japonia din greșeală și am stat într-un container aproximativ 3 săptămâni. Adică în luna noiembrie eram pe vapor, frig, extraordinar de frig. Și am crezut că se sfârșește totul, murim. Și mai eram cu două persoane și le-am zis, băi, tu cum știi să te rogi? El a zis, îngerașul meu. I-am zis, tu? Păi, Fecioara Maria. Am zis, ne rugăm fiecare cum știți, hai să strigăm la Dumnezeu să ne scape de cea care e problemă.
Vreau să spun că rugăciunile acelea, Dumnezeu le-a auzit, pentru că slăvit au fost să fie spuse de niște nenorociți. Da, exact. Când strigă un nenorocit, glorie Domnului pentru asta. Da, minunat. Am întâlnit în primăvara anului 94, mi-aduc aminte, parcă s-a întâmplat ca ieri, cineva a strigat, un român, au mai adus pe unul, au mai arestat pe unul. Și când am ieșit din celula mea, eram un tip foarte obraznic, foarte arogant, nu băgam în seamă, nu discutam cu oricine, eram foarte mizerabil, un om care trăia în păcat. Și mi-aduc aminte atât de bine când l-am văzut pe bărbatul acela, era un bărbat mai mare cu vreo 12 ani, 13 ani ca mine, eu aveam 24 de ani deja, împlinisem, m-am uitat și-o fi cu omul ăsta. Înfățișarea lui mi-a atras atenția. Era un om cu o privire foarte senină, cu o față foarte senină. Noi eram încruntați, desfigurați la față. M-am gândit, ce-a fi făcut omul ăsta de aia? M-am dus la el, l-am întrebat și mi-aduc aminte atât de bine că mi-a zis, domnule, n-am făcut nimic. A zis, eu sunt creștin. Asta mi-a rămas în minte. Domnule, cum ești creștin? La câteva zile, colegul meu de cameră mi-a spus, păi, zice, ăsta are o Biblie, citește din ea. Mi-a zis, nu știa. Când a zis de Biblie, eu mi-am adus aminte de Biblia din care eu nu mai vreau să citesc. Am zis, ceva se întâmplă. Am luat cartea, m-am dus la el și am zis, domnule, am auzit că aveți o Biblie. Da. Păi zic, uite, am și eu o Biblie, mi-a dat-o cineva, dar eu nu cred că asta e Biblia. El zice, pot să mă uit un pic? Ia, să uită. Zice, ia, e Biblia. Și atunci m-am înfuriat la maxim. Și am zis, domnule, cum vrei dumneata să-mi spui mie că Dumnezeu omoară pe oameni, bărbați, femei, copii, bătrâni, animale, poruncește Dumnezeu unui popor să treacă totul până ascosișul săbii. El se uită la mine. Și dar ai început să citești de unde nu trebuia. Cum adică? Păi nu din Vechiul Testament să citește Biblia, ci din Noul Testament. Acum eu nu știam ce aia nou, ce avea. Ba, n-aveam de așa ceva, deși mă numeam creștin. Mi-a arătat pagina aceea pe care stătea scris cu litere mari, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Și când a dat pagina, a spus, ai patru evanghelii aici, citește-le. Matei, Marco, Luca, Ioan. Ce să faci la pușcării? Am început să citesc Matei, Marco, Luca, Ioan. Și când am ajuns în Evanghelia după Ioan, nu pot să explic și nu voi putea niciodată să explic în cuvinte. Ceva s-a fărâmat înăuntru meu. Parcă era o inimă de piatră și un ciocan tot lovea inima aia de piatră până a făcut-o bucăți. Începutul nașterii din nou. Incredibil. Extraordinar. Când am văzut, nu știam nimic de Iisus Hristos. Nu știam nimic de ce a murit, de ce a înviat. Pentru mine Paștele, Crăciunul era prilej de străbălare, tradiție, de mâncare și băutură, de gâdilarea finii pământești, dacă vreți. Când am văzut că Iisus pe cruce spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, și m-am gândit, dacă mă scuipa pe mine cineva, era așa bine de el. Și El, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, m-a făcut praf, deci... Cum eram de 1,94 m, acum nu plângeam, că mi-era rușine de colegii mei, dar voiam să, și căutam orice prilej să rămân singur, atât am plâns. Wow. Atât am plâns acolo în închisoare. Nu-mi venea să cred, Doamne, până să ajung în acel penitenciar, eu credeam că nu sunt un om păcătos. Că am zis că n-am omorât pe nimeni. Dacă n-am citit în Biblie cuvintele Domnului, că dacă te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, da. Dacă îi spui omului, unui om prostule, sau dacă urăști, tu ești criminal. Sau dacă bârfești. Sau dacă nu mi-a venit să cred. Am văzut oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și mă gândeam, Doamne, cum am înjurat. Cum... Nu mi-a venit să cred. Am început să mă întâlnesc cu omul acela. Și, dragul meu, omul acesta, prin această minunată carte, m-a condus la Hristos. Într-o dimineață, era primăvara anului 1994, eu mi-am dorit tare mult să mă rog și eu lui Dumnezeu. Nu știam cum să mă rog. Nu știam. Și cum eram în dimineața aceea în celula mea, de la 5 dimineață m-am trezit, eram pe genunchi, eram cu Biblia la piept. Deodată parcă cineva de lângă mine, dar eu am auzit în toată ființa mea un gând care mi-a străbătut ființa. Deschide cartea pe care o ai în mână. Aleluia. Și am deschis cartea. Și la fracțiune, când mă uit în partea dreaptă, acolo s-a dus privirea, un titlu mic, Psalmul 119. Glasul ăla care mi-a zis la untric, deschide cartea acum, îmi spunea, citește, citește de acolo. Am început să citesc. Vocea Duhului Sfânt, ia, acel susur blând. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna, nu după aș face un nume, nu după o glorie, nu după furată în Germania, nu după lucrurile lumii astea, ci după legea Domnului.
Ăștia sunt oameni fericiți. E incredibil. Am început în acea dimineață să citesc, de fapt, să mă rog cu fiecare verset. Atât de bucuros am fost că acel psalm nu se mai termina. Are 176 de versete. Cel nu știu mai cum ai fost atunci, dar cred că ai fost în foc pentru Hristos, dar acum te văd că ești mai în foc. Binecuvântat să fie, nici nu concep altceva. Aceasta este o minune, că după atâta timp... Binecuvântat să fie. Nu ai rămas la nivelul, nu știu, de căldicel sau la nivel doar de niște sentimente, niște experiențe. Claudiu, atât de mult mă rănea că ne întâlneam frați și le spuneam de ești în dragostea din tăi. Ești în dragostea. Cum adică adică cum? Nu voi mai fi? Păi mai bine să mor. 24 de ani, tot în dragoste. 27 de ani. Da. Ești în dragoste, tot lăudat în dragoste. Să fie, și așa trebuie să dragul meu, eu am făcut păcatul cu entuziasm. Dacă îmi spunea cineva, hai la nu știu ce până dimineață. Stai că s-o obosit. Săream câte trei scări. Și acum când știu că El m-a chemat la o mântuire atât de mare, nu pot să concep. Dar Dumnezeu știut lăudat ce vei să face. Fie Dumnezeu. Dacă ai făcut păcatul cu un entuziasm, o știu că îl vei sluji glorie, cu Doamne. Nebunie, cu îndrăzneală, nebunie. Slavă Domnului, da? Am citit cuvintele apostolului. Nebun pentru Hristos. M-am gândit, Doamne, cum sunt eu nebun? Nu prea sunt. Mai mult vreau să fiu să nebunesc. În acea dimineață, dragul meu, după ce am terminat de citit toate versetele Psalmului 176, am închis Biblia, am pus-o pe pat și am văzut că încep să mă rog cum n-aș fi vrut în viața mea să mă rog. Până atunci, în fiecare zi, Doamne, scapă-mă, te rog, scapă-mă. Și acum mă văd, Doamne, nu cumva să mă scapi. Te rog, Doamne, ține-mă aici cât 10 ani, nicio problemă. Dar nu mă părăsi. Nu mai știu să vă spun ce m-am rugat, dar știu să vă spun. Când m-am ridicat de pe genunchi, am zis că mi-am pierdut mintea. Deci era o bucurie și închipuiți-vă că eu am trăit câteva bucurii. Am ascultat imnul Republicii Socialiste România. Deci te că și pentru tine ți-a părut o nebunie de ce ți s-a întâmplat. Îmi spune cuvântul că deci era o bucurie. O nebunie pentru ce din lume. Deci pentru tine care ai văzut ce ți s-a întâmplat, ți-a părut o nebunie. Deci mi-a venit să cred, mi-a venit să mă duc, ridic la geam să strig. Sunt cel mai fericit om de pe pământ. Și era așa, așa. Când gardianul deschide ușa, mi-a venit să-l iau în brațe, să-i zic, ești libertic, adică te iubesc. Ai avut un gol în inimă, care jafurile, femeile, minciuna, medalile, performanțele, tot ce ai realizat, dezvoltarea ta personală, nu a putut să umple golul ăla. Perfect. Și la o simplă rugăciune, vine Hristos și îți umple golul. Binecuvântat să fie Domnul. Tu ai experimentat ceva ce nu ai mai experimentat niciodată. Nici de fapt, era ceea ce tu aveai nevoie și de aceea ai spus că ești cel mai fericit. Deci i-am spus copiilor mei, vă spun și dumneavoastră, cei care ascultați, nimic și nimeni, nici o mașină de lux, nimic și nimeni nu te poate împlini cum te împlinește Hristos, cum te împlinește Duhul lui Dumnezeu când vine și umple ființa ta întreagă. Vă spun că erau acolo peste 20 de români arestați, mult mai mult, poate erau și 50, nu mai știu exactitate, dar 20 sigur. M-am dus în mijlocul lor și am auzit o voce, deschide gura. Și am deschis gura. 2 ore pe ceas am vorbit de Dumnezeu. Dacă mă omorai, dacă mă băteai, dacă îmi spuneai să mai spun o dată și voi fi liber, nu mai știam. Deci au rămas mulți. Nu le venea să... Păi de unde știi omul ăsta? Și din momentul sunt acela... Sunt sigur că ai vorbit lucruri care nici măcar nu te-ai gândit. Nu m-am gândit! Că le vei putea spune. Niciodată! Ca să se leagă și prietenii și frații exact, care ascultă. Exact. Că Evanghelia. Aceasta este cercetarea Duhului Sfânt și când Duhul Sfânt ia în control un om, el va vorbi lucru care... Chiar vorbeam cu cineva și mi-a pus niște întrebări și era și mama mea de față și îmi zice, Claudiu, eu am rămas șocat de cuvintele care le-a scos de pe gură, în sensul bun. Da. Și am zis la mamei mele, am zis, mamă, crede-mă că nici eu n-am știut ce am spus și nu știu de unde au ieșit cuvintele alea, dar știu că Duhul Sfânt a vrut ca omul acela să audă acele Slavă cuvinte, Domnule. Pentru că de multe ori spui ceva și te gândești, Doamne, da, asta de unde am mai spus-o? Rămâi și tu impresionat de ceea ce Duhul Sfânt vorbește prin tine. Continuă, te rog. A fost acolo o minune extraordinară că după, nu mai știu exact, au trecut mulți ani, poate 6 luni, poate 7 luni, bărbatul acela care mi-a vestit Evanghelia a primit o scrisoare de la procuratura germană în care era de fapt dovedită nevinovăția lui. El a fost pus în libertate și a fost despăgubit. El mi-a întins mâna și a zis, frate Vasile, Dumnezeu
are un plan cu viața ta. Mai ții legătura cu el? Astăzi nu mai țin legătura cu el, pentru că el a plecat în Belgia de mulți ani, dar noi ne-am reîntâlnit după 15 ani, ne-am reîntâlnit, am vorbit, eu am scris o carte pe care am intitulat-o Era mort, dar acum văd, și îi mulțumesc atât de mult lui Dumnezeu că pentru mine a făcut unde ca un om nevinovat. Cartea? Cartea se găsește la mine. Oricine vrea poate să mă contacteze pe internet. Și eu n-am pus cartea într-o librărie pentru că n-am vrut să se facă comerț neapărat cu cartea asta, ci am vrut să o dau eu personal pentru că sprijin și o lucrare pe care o fac de 20 de ani în penitenciar din România. Da? Și atunci oricine vrea deci poate să ia legătura cu mine. Cu da. E adresa de e-mail am pe internet. Este un site. Urim și tumim. Și da. Da. Și link-ul la site. Mulțumesc că ai ajuns pe canalul nostru de YouTube, Veghetor. Te încurajez să apeși butonul subscribe și pe acel clopoțel pentru a fi la curent cu postările și clipurile noastre. Pe canalul nostru, Veghetor, găsiți clipuri unice, în special clipuri care vorbesc despre semnele vremurilor. Trăim în vremea în care Iisus stă să vină. Venirea lui Iisus este iminentă. Mulțumim pentru like, subscribe. Atât de mulțumitor am fost lui Dumnezeu, omul acela a plecat și Dumnezeu și-a întins mâna și a făcut acolo minuni după minuni. Vă spun una dintre ele. La un moment dat, eu lucram acolo ca Hausarbeiter, adică un fel de administrator, eram plătit. Aveam 330 de mărci salariu pe lună, mai mare decât a unui inginer care lucra în combinatul siderurgic din Galați. Și eu administram secția aia de 100 de deținuți, aveam o echipă, împărțeam mâncare, făceam curățenie, eu eram șeful acolo. Și la un moment dat vine un iugoslav, a fost arestat pentru droguri și omul ăsta m-a urât de moarte. Pentru că Duhul din el simțea că eu sunt un copil al lui Dumnezeu. M-a urât de moarte. Până acolo încât mi-a făcut tot felul de șicane. Până acolo încât a venit cu un cuțit, mi l-a trecut pe la gât și mi-a spus că mă va omoră. Și am zis, Doamne, dar nu mai suport asta, până aici. Și într-o zi am vorbit cu colegii mei, motivat fiind și de gardienii care erau acolo, să-i dau o mamă de bătaie. Am căzut în ispita asta, până într-un moment, am lăsat halatul jos, am vorbit cu doi colegi, să mă duc în camera lui, nu-i dădeam decât un pumn atât, deci nu trebuie al doilea. Numai că pe scări, când coboram să mă duc în camera lui, Duhul lui Dumnezeu a început să-mi citeze din Matei capitolul 5. Wow. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucruri neobișnuit faci? N-ai căzut în ispită. Aia înseamnă ispită. Am căzut în ispită în sensul că deja m-am dus, mi-am pus în gând să duc gândul la... N-am înfăptuit. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dacă ia. Eva da. Nu ar fi mâncat din măr, chiar dacă acolo. S-ar fi dus la copac, ia. Chiar dacă l-ar fi luat în mână să se uite ce frumos e. Și n-ar fi mâncat. Eu am zis că am căzut în ispită pentru că în gândul meu era deja sălbat. Am făcut stânga împrejur, m-am dus în cameră, mie îmi plăcea să mă rog și astăzi la fel mă rog, cu fața la pământ, mă pun cu fața la pământ, eu așa mă rog. Și am zis, Doamne, te rog să mă ierți. Doamne, îmi pare rău, dar nu mai știu ce să fac. Și Duhul Sfânt mi-a spus, n-ai citit? Dacă este foame, vrăjmașului tău, dă-i să mănânci. Wow. Dacă este sete, dă-i să bea. De ce nu-l slujești? De fapt, eu puteam, el îmi cerea pâine albă, eu îi dădeam pâine neagră, eu puteam să-i dau și pâine albă. Dar nu vroiam să-i dau, pentru că nu mă respecta. Și am zis, Doamne, așa am să fac. A doua zi mă duc cu pâine albă și îi dau o porție de pâine albă. El îmi trântește ușa în nas și mă înjură. Și zic, Doamne, dar nu înțeleg. Și Duhul Sfânt mă întreabă, dar tu pentru cine faci? Pentru el sau pentru mine? Și am zis, Doamne, îți mulțumesc. De astăzi înainte fac pentru tine totul. Și l-am slujit până acolo încât și la sala de sport, când se întâmpla să mă întâlnească, el îmi spunea, dă-mi aia. Mă duceam și eu dădeam. Eu făceam pentru Domnul. E, dragul meu, e mult de povestit, dar după tot episodul ăsta a venit biruința. Și biruința a fost următoarea. Eram într-o seară cu românii pe secția holului, pe holul secției, și nu știu cum mi-am întors privirea și mă uit la el. Și el m-a chemat la el, cu degetul așa. Mă duc la el. El urma să plece a doua zi. Nu știu dacă liber sau un alt penitenciar, nu mai știu. Și am zis că poate vrea să-i fac pantofi sau ceva de genul ăsta. Dar m-am gândit. Și mă duc la el și în limba germană sunt două cuvinte. Adică două formule de adresare. Una este foarte politicoasă.
Was möchten Sie, care înseamnă ce doriți dumneavoastră, sau was willst du, ce vrei tu, da? Da. Și eu n-am folosit-o pe aia, am folosit-o pe aia politicoasă. Was möchten Sie, ce doriți? El se uită câteva secunde la mine, îmi întinde mâna și zice, te rog să mă ierți pentru tot ce am făcut. Wow. Am aflat de ce ai făcut toate astea. Tu ești creștin. Wow. Deci a fost pentru mine cea mai mare biruință pe care am trăit-o până atunci. Pentru că wow. Dacă venea gardian atunci și spunea, Vasile Tofan, da, acasă în România, nu mă interesa. M-am gândit, Doamne... Dar a avut o mai mare bucurie când ai văzut o inimă transformată. Extraordinar. Deci m-am gândit, Doamne, atât de ușor puteam să-l lovesc, să-l... Dar după aia toți colegii mei... Ca să înțeleagă și cei ce ascultă, ura se alimentează cu ură. Ia, da. Dar ura poate fi biruită prin dragoste. Exact. Și Apostolul Pavel spune în Romani, nu vă lăsați biruiți de rău, biruiți răul prin bine. Și aia s-a întâmplat acolo. Doar așa. Și a fost cea mai mare victorie, pentru că am simțit cum cerul întreg se bucură, cum cerul întreg laudă pe Dumnezeu pentru biruința copilului său. A fost extraordinar. Dar nu de mult, am povestit de multe ori copiilor mei. Multe minuni a făcut. Am ieșit din penitenciar după 2 ani și o lună. A fost și mai frumoși ani din viața mea. Într-un penitenciar, da. Acolo Dumnezeu m-a născut din nou, acolo Dumnezeu m-a învățat să-mi iubesc soția, acolo Dumnezeu m-a învățat să fiu om mai presus de orice. Da. Și după 2 ani și o lună petrecuți acolo, m-am întors acasă. În tot timpul ăsta, dacă m-am rugat pentru cineva și am postit postul esterii, mă laud în Domnul, un an de zile pe calendar, în fiecare săptămână, vineri, sâmbătă și duminică, eu nu mâncam, nu beam. Un an de zile, un an. Și am postit pentru soția mea, pentru că ea era un dar de la Dumnezeu, n-am știut să-l prețuiesc. Am o soție extraordinară. Și dacă m-am rugat ceva, Doamne, te rog, nu lăsa să divorțeze, pentru că eu nu știam că nu mă voi întoarce. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, ne-am întâlnit pe peronul verii din Galați și tot Galați a auzit că Vasile Tofan a nebunit, că normal a făcut box și dacă îi pun din cap, normal că e nebunit. Și i-am zis, draga mea, uite să mai continuăm viața o lună de zile și dacă vei vedea că am înnebunit, ești liber să alegi și vrei. A trecut o lună, mai trecut o lună, mai trecut o lună, mai trecut o lună și nu-i venea să creadă. Eu nu-i o jigneam foarte puternic. Incredibil ce cuvinte foloseam. În trecut. Și acum un singur cuvânt n-am mai auzit. O singură dată n-am mai lipsit de acasă, nemotivat, n-am mai lipsit deloc. După aceea a văzut că, mă rog, citesc bine și a zis, ăsta e bărbatul cu care eu am vrut să mă căsătoresc. Au trecut ani și s-a întors și ea la Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și în familia Cam mea. După cât timp s-a întors la Dumnezeu? Ea s-a întors, poate, să zicem, poate un an de zile, cam acolo. Ea a realizat, o fată foarte isteață și s-a întors la Dumnezeu. Deși ea n-a avut trecutul meu, a fost o fată foarte cu minte, foarte, dar Dumnezeu a modelat inima. A fost o naștere mai înceată, mai lentă. Dar m-am bucurat că a venit alături de mine. Acum știi cum spune cuvântul Dumnezeu că cui se iartă mult, iubește mult. Ia. Și așa am pățit și eu, că am fost și sunt în flăcări pentru Hristos, pentru că mi-a iertat mult. Slăvit să fie. Mi-a iertat o datorie foarte mare și iubești mult. Dragul meu, vreau să mai spun ceva. Am căutat o adunare la Galați și am găsit o adunare. M-am și botezat după porunca Mântuitorului. Dar... la scurt timp, eu am observat ceva, că oamenii ăștia nu știu să bucure. Mă duceam la adunare extraordinare. Vedeai fețe posomorite. Da, vedeam ca un formalist. Parcă mergeam la un spectacol, urmărim ce se întâmplă acolo, noi nu aplaudăm că nu se aplaudă. Da. Țin minte că de multe ori vorbea cel din față și inima mea ardea. Și la un moment dat mă trezeam, dar fără să vreau. Amin, slăvit să fie Domnul! Și toată lumea s-a speriat, întorceau, parcă îi trezeam din somn. Și am stat de vorbă cu ei și am înțeles că foarte mulți oameni nu au o relație cu Dumnezeu, ei au religie. Sau, fie s-au născut într-o religie, fie au intrat într-o religie. Păi, le-am spus fraților, în acea închisoare eu nu m-am întâlnit cu o religie. M-am întâlnit cu un rege. Cu Hristos. Cu Hristos. Și ai creat o relație personală. Exact. Și am creat o relație. Asta eu stau de vorbă cu Domnul meu. Domnul meu îmi spune prin pana Apostolului Pavel, bucurați-vă întotdeauna. Ana, ați auzit? Vă mai spun o dată. Iarăși zic,
Bucurați. Nu ai cunoscut despre el, ci l-ai cunoscut pe el, în mod personal. Că asta are nevoie și creștinismul creștin în ziua de astăzi, indiferent de confesiune. Da. Nu mai avem nevoie să cunoaștem despre el, să cunoști despre Dumnezeu, să ai relație personală cu Dumnezeu. Exact. Și asta vrea Dumnezeu. Și ceea ce mă întristează astăzi este că nu avem îndrăzneală. Deci, mă uit astăzi cu ceea ce trăim de mai bine de un an jumătate, cu această pandemie. Știi ce se întâmplă? Să nu-ți uiți vorbele. Eu am crescut în mediul ăsta. Când vrei să faci ceva, frate, tu ai îndrăzneală. Slavă Domnului! Și atunci, eu atunci când vedeam că mi se spune așa, ai îndrăzneală, eram pus pe tușă vorba aia, da? Și când am citit în Marcu 16:16, că pe urmă au predicat Evanghelia cu îndrăzneală, când au fost botezați cu Duhul Sfânt, au predicat Evanghelia cu îndrăzneală. Nu le-a mai păsat de nimic, nu ți-a mai păsat ție în pușcărie. Deci zice unul altul cu îndrăzneală, cu focul Duhului Sfânt. Mă uit de ceea ce trăim și îmi pare rău. Îmi pare atât de rău, mă doare inima, că ei creștinii au cedat atât de ușor la minciunile, să că în realitate chiar sunt niște minciuni. Chiar am vrut să te întreb, să văd ce opinie sau care este poziția ta față de ce se întâmplă în lume ziua de azi, pentru că este o adevărată confuzie, însă, ca și om al lui Dumnezeu, noi ar trebui să avem o poziție fermă față de ceea ce se întâmplă și vreau să te întreb, care e poziția ta față de minciuna acestei, nu știu, molimes, minciuna acestei injecții, să dragul le meu, pe nume. Personal, cred că este repetiția dinaintea lucrurilor reale. E un preludiu. Da, am să folosesc un termen din sport, pentru că eu am practicat boxul de performanță și când intram în ring cu un adversar pe care eu nu-l cunoșteam, aveam o tehnică, trimiteam o directă de stânga foarte puternică. Dacă intra și îl vedeam, era terminat meciul, se termina povestea. Gata. Știai să-i dai următoarea. Absolut. Dar dacă adversarul meu riposta sau... opa, stai puțin că am de-a face aici. Asta se întâmplă. Exact. Acest virus creat, el e o directă de stânga, ca să-i sperie. Să vadă cum reacționează guvernul, cum reacționează oamenii. Exact. Păi, dați-mi voie să vă spun, eu nu m-am ferit, în toată pandemia asta nu m-am ferit și chiar dacă unii au spus că nu sunt supus autorității, căror autorități? Da, iartă-mă, pot să fac o mică paranteză? Te rog din suflet. Nu ești supus autorităților, dar... Da, sunt supus. Când va veni anticristul, da? El va fi tot o autoritate. Va veni cu același lucru. Da. Dar pe vremea comuniștilor, la fel spuneau. Da? Nu sunteți supuși. Până la un punct, noi suntem supuși. Cărăpirea va fi înainte de necaz sau după necaz. Dar dacă va fi după necaz sau la mijlocul necazului, că nu vreau să vorbim... Da, corect. Dar, să zic, vom prinde semnul fiare. Păi noi atunci toți ar trebui să acceptăm, să ne supunem autorităților, să acceptăm semnul fiare, să ne închinăm fiare, pentru că ei reprezintă autoritatea. Exact. Și cu părere de rău, la ce se întâmplă ziua de astăzi, că am mai povestit și cu tine și cu alte persoane, vedem că toți mai mulți creștini cedează și acestei minciuni, care este o minciună atât de simplă, dar minciuna mare care va veni. Ia. În primul rând, oamenii ăștia s-au ridicat deasupra lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ei te obligă. E, Dumnezeu nu te obligă. Dumnezeu nu te obligă să Dumnezeu te pocăiești. Dumnezeu e un gentleman, el te cheamă. Dacă Dumnezeu, vrea cineva, dacă voiește cineva, să vină după mine. Da? Dacă voi... Păi în momentul în care tu, autoritate, obligi, tu te ridici deasupra autorității care este Dumnezeu. Și atunci mie Biblia îmi spune că nu mai trebuie să ascult de tine. Îmi pare rău. Eu mă supun autorităților, îmi plătesc impozitul. Nu începe bine ianuarie, mă duc și îmi plătesc impozitul. Da. Nu circul fără rovinetă, nu circul fără asigurare. Îmi plătesc tot, sunt supus. Dar aici nu mai pot să fiu supus, mai ales că în casa lui Dumnezeu, stăpân este Dumnezeu. Nu vii tu autoritate, eu am Constituția României care îmi spune că biserica este independentă de stat, nu vii tu autoritate și spui cum să mă închine lui Dumnezeu cu cârpa aia la gură. Nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. Vasi, deci, în primul rând, atât e de periculos virusul ăsta, încât trebuie să te duci să te testezi să vezi dacă l-ai. Deci tu nu știi că îl ai, atât e de periculos încât tu nu știi că îl ai. Da. Și apoi masca aceasta care atâtea reacții adverse are și în primul rând nu te protejează. Păzești, nu te protejează. Dacă ar fi un virus, nu te protejează. Absolut deloc.
Absolut deloc. Chiar ei o spun. Ei au spus lucrul ăsta. Chiar OMS-ul a spus lucrul ăsta. Dar mai e ceva care mă intrigă fantastic. Noi când ne adunăm la închinare în casa lui Dumnezeu, recunoaștem toți că Dumnezeu e prezent. Păi dacă Dumnezeu e prezent, în prezența lui oamenii se vindecă, nu se îmbolnăvesc. Noi ar fi trebuit, și îmi pare rău că lideri din țară n-au ieșit înaintea autorităților să le spună: aduceți oamenii care se îmbolnăvesc în biserică. Că noi ne rugăm și Dumnezeu îi vindecă. S-au plecat. Aici e cea mai mare durere, că s-au plecat. Da, nu s-au plecat. Daniel a spus foarte clar, cu tot respectul pentru împăratul vostru. Nu Daniel, cei trei tineri, da, nu Daniel. Exact. Cu tot respectul pentru statuia voastră, pentru ce aveți, bolnița voastră. Dar nu putem să ne închinăm. Noi nu ne închinăm lui. N-avem cum. Nu cumva, de fapt, autoritățile astea vor să le aducem o închinare prin toate astea. Nu se poate așa ceva. Noi avem un Dumnezeu care ne-a scăpat și apoi am mai spus-o de multe ori. Plecarea mea din lumea aceasta nu o hotărăște niciun virus, niciun guvern mondial și nimeni. O hotărăște Dumnezeu. Amin, mărire. Și Domnul Iisus a spus: nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, după aia nu mai pot face nimic. Și a mai spus ceva: cine își iubește viața o va pierde. Eu nu-mi iubesc viața. Dar în primul viața și în primul rând, Vase, noi trebuie să murim, da, ca absolut, să putem trăi. Absolut. Pentru că nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Categoric. Și dacă întreb pe cineva: ai vrea să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? O, da. Amin. Păi și amin. Dacă Dumnezeu trimite carul, că e virus, mai și cum de trimit bilețele pe la toate amvoanele? Asta, băi, incredibil așa. Și ce e foarte interesant că promovăm un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care reface minuni, dar doar la nivel de teorie. Da. Pentru că atunci când suntem puși în fața faptei, avem o frică de nu mai știm de noi. Absolut. Avem o frică și Doamne ferește, nu vă apropiați, nu dați mâna, nu faceți, nu vă îmbrățișați. Nu se poate așa ceva. Nu puneți masca, stați la 2 metri să nu muriți. Nu există. Pe mine atât m-a supărat chestia asta și tocmai de aia am vorbit despre... Dar m-a intrigat chestia asta. M-a intrigat pentru că prea ușor am acceptat. Păi eu am auzit, că n-am trăit, dar am auzit pe vremea comuniștilor frați de-ai noștri și-au riscat viața, ducând Biblii, vestind Evanghelia, mergând și nesupunându-se. Cu ce ne mai riscăm noi viața ziua de astăzi? Astăzi vrem trai bun, exact, să ne supunem autorităților, chiar dacă nu au treabă cu Dumnezeu. Da. Îmi place de Victor Orban, de prim-ministru Ungariei, un bărbat adevărat. Dumnezeu să un bărbat adevărat care s-a, nu s-a supus și a fost contra legilor draconice care vreau să le aduc și la noi în țară. M-am gândit cum de-a făcut Victor Orban al Ungariei așa ceva și am văzut o poză, eu n-am știut, dar am văzut o poză, e un om fără picioare, eu nu știu cine e. A fost la noi în România acum 2 ani, în urmă cu 2 ani a fost în Cluj, organizat de Victor Orban, de prim-ministru ungare, a fost o conferință. Eu am văzut o poză, eu n-am știut cine, am văzut o poză, Victor Orban în genunchiat și omul ăsta fără picioare și fără mâini, rugându-se pentru el. De acolo vine îndrăzneala. Nu, dragii mei, trebuie să ne ridicăm la luptă și când spun că trebuie să ne ridicăm la luptă, trebuie să vestim oamenilor cu îndrăzneală. Vreau numai să vă spun atât acest lucru, să aveți mare, mare grijă, pentru că, în primul rând, afară sunt fricoși. De asta e. Asta spune Biblia, prima dată, afară sunt fricoși. Dar de ce să fie frică? Că dacă noi avem Duhul lui Dumnezeu, noi spune că noi n-am primit un duh de frică, ci de putere. Dacă eu sunt fricos și mi-e frică de acest virus, care nici măcar e mai periculos vaccinul decât acest virus. Dar nu-i vaccin ăla. Dar nu-i vaccin. E o terapie genetică. Spus de ei, că doar eu ascult ce spun ei. Ei au spus-o, și Pfizer-ul, și de-aia. E o terapie genetică. Bagi în tine niște otrăvuri și n-ai voie să bagi în templul Duhului Sfânt. Ba, unii au zis, păi nu, că dacă voi bea ceva aducător de... Nu te juca să-L ispitești pe Dumnezeu. Vei bea ceva, dacă nu te voi da și tu nu vei ști. Ia, corect. Eu vreau să îmi ceri un pahar de apă, corect, și eu nu-mi place, și vreau să nu-mi place de tine, ia, și vreau să te omor. Atunci Dumnezeu tu nu vei muri dacă crezi. Exact. Și Dumnezeu poate să facă minune, absolut, dar nu iau vaccinul că îl ispitesc pe Dumnezeu. Absolut. Mi se pare ipocrizie. Nu. Eu am fost atât de șocat. Dom'le, dar de ce să fac această înțepătoare? De ce? Eu sunt sănătos. Apoi când Hristos mi-a schimbat viața, sângele Lui m-a iertat, m-a curățit și m-a și vaccinat pentru vecii vecilor. Viața mea e în mâna lui Dumnezeu. Dragul meu, ce s-a întâmplat în România și mă doare inima, dar eu cred într-o trezire acestui popor român,
cred lucrurile astea, pentru că atunci când am început să propovăduiesc Evanghelia în închisorile din România, Dumnezeu mi-a dat un motou pentru această lucrare. Și motoul este din 1 Corinteni, capitolul 1, cred că de la versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți puternici, nici mulți de neam ales, nici mulți înțelepți. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii să facă de rușine pe alea înțelepte. A ales lucrurile slabe să facă de rușine pe alea ta. A ales lucrurile josnice, mancă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Eu cred într-o trezire a acestui popor. Amin. Cred Amin. Lucrul ăsta. Amin. Și apoi am stat și m-am gândit, Doamne, de ce am ajuns așa? Confortul care ne-a băgat într-o nepăsare. Claudiu, eu nu m-am pocăit să o duc mai bine. Crede-mă, puteam să am bani și o spun și Dumnezeu cunoaște adevărul. Puteam să am fost chemat de multe ori să fiu păstor la Biserica X, la Biserica Y, în Belgia, în Austria, casă, mașină. Nu e asta chemarea mea? Și apoi am știut clar, eu nu mă pocăiesc să o duc mai bine. Pentru că dacă vroiam să o duc mai bine, să teamă în lume. Trăiesc de 20 de ani, așa m-a chemat pe mine, Vasile Tofan, prin credință. Eu trăiesc de 20 de ani prin credință. Tot ce am nevoie îmi dă Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Eu știu că atunci când m-am întors la Dumnezeu, s-a împlinit ceea ce Dumnezeu i-a spus și lui Anania să-i spună lui Pavel. Du-te și spune cât va suferi pentru numele meu. Deci noi în lumea asta nu avem cum să o ducem bine. Dar tocmai aici ne-a păcălit diavolul. Noi nu suntem creați pentru acest lucru. Nu suntem creați pentru acest lucru. Chiar vorbeam cu mama mea și mi-a zis, Claudiu, de când ai început să gândești așa? De când a murit tatăl tău? Tatăl meu a murit anul trecut și am zis, de când am început să am o relație mai aproape Aleluia. Cu Hristos? De când am început să studiez mai mult și vremurile de pe urmă, ți-o spun sincer, din 2014, am început să am un foc mult mai mare pentru Hristos și am început Slavă să caut, Doamne, când vii, că te aștept. Slavă nu Domnul. Sunt depresie. Slavă nu am probleme, cum spun alții. Frate Claudiu, ești în depresie? Ce-i cu tine deci dorești să vină Hristos? Pentru că mie nu mai place pământul ăsta, dar cât mai am de stat aici, vreau să sluje, să spun oamenii. Gloria lui Dumnezeu. Îl iubesc pe Hristos. Că prima noastră poruncă nu este despre noi, ci este despre Dumnezeu. De fapt, scopul meu, al tău și a celor care ne ascultă, știi care este pe acest pământ? Să-L iubim pe Domnul Dumnezeu. Cu toată inima. Toată inima noastră. Cu toată puterea. Cu toată puterea noastră, din tot sufletul nostru. Amin. Și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Aceasta este menirea noastră pe acest pământ. Amin. Să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Adevărat. Iubim pe Dumnezeu, iubești pe aproapele tău. De fapt, asta e crucea. Asta să iubești pe El și pe aproapele tău. Asta trebuie să fie preocuparea noastră, numărul unu în viața noastră. Când ne culcăm, eu de când am început să înțeleg acest lucru, mă pun pe genunchi seara și mă gândesc că sunt trecător, mă gândesc că sunt ca un abur care se poate stinge oricând. Și îmi dau seama, Doamne, scopul meu este să te iubesc. Și Claudiu. Și în urma iubirii, spune cu Dumnezeu, fiindcă mă iubește, îl voi izbăvi, îl voi ocroti. Da, îl voi izbăvi și îl voi ocroti. De ce? Fiindcă mă iubește. Și ca să întăresc ceea ce spui și spun ascultătorilor noștri și am experimentat asta, nu spun din cărți, au învățat pe undeva, nu. Când trăiești 100% pentru Hristos, ești împlinit. Aleluia. Ești împlinit, simți că trăiești. Dar când trăiești pentru Hristos, când trăiești pentru pământul ăsta, ești un om sărac și neîmplinit. Da. Asta e adevărul. Cel mai sărac om de pe acest pământ este care trăiește pentru El și nu trăiește pentru Hristos. Sau cel mai sărac om de pe pământul ăsta, cei mai săraci oameni, cum am auzit la cineva și mi-a plăcut, sunt oamenii care au doar bani. Doar cei mai săraci. Dar n-a spus și Pavel, dacă trăiți, dacă v-a spus nădejdea în Hristos, sunt doar pentru viața aceasta. Da. Nu că sunteți nenorociți, sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică dacă spui nădejdea în Hristos doar ca să ai bani, doar ca să fie bine, doar ca să fii apreciat de frați, doar ca să fii văzut bine, ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Am o dorință din inima mea și am mare rugăminte înaintea lui Dumnezeu să o împlinească. Îmi doresc să facem o crușiadă în țara asta. Cum vezi acest lucru? Cum crezi că am putut? Dragul meu, știi cum văd? Vorbim cu unii și cu alții și întâlnindu-le într-un loc. La Bistrița, de exemplu, sau la Galați, sau într-un loc. O ceată de credincioși care s-au lepădat de ei însuși, care nu-și mai iubesc viața. Și mergând din oraș în oraș, predicând, cântând,
Și rugându-ne pentru oameni. Rugându-ne pentru oamenii bolnavi. Aducând împărăția cerului aici, exact, pe pământ. Vie împărăția ta. Exact. E nevoie. Cineva mi-a spus, da, dar trebuie aprobare. Aprobare? Ce aprobare? Într-o țară creștină să ceri aprobare, dar să cânt? Aprobare, dar numai puțin, dar că avem aprobare de la Hristos. Absolut. A zis, mergeți în toată lumea propovăduiți, exact, Evanghelia. Cel este împăratul. Cea mai mare aprobare, da, că zicea și mie. Îmi doresc în cruciada asta. Am vorbit cu Ghiță Ignat de la Suceava, un fost portier de performanță care s-a pocăit. I-am vestit Evanghelia prin harul lui Dumnezeu. Și alții, fraților, haideți să facem o cruciadă în țara asta. Să mergem. Nu intrăm în nicio clădire. Mergem în parcuri, mergem pe străzi, predicăm, cântăm biserica și ne rugăm pentru oameni bolnavi. Nu înseamnă o clădire. Nu înseamnă o clădire. Dacă doi sau trei sunt adunați în numele, da, lui Iisus. Și îmi doresc să mergem înainte acestor autorități și să le spunem că vindecarea României nu vine nici de la Bruxelles, nu vine nici de la Washington, de la NATO, ci vine de la Dumnezeu. Amin. De la Dumnezeu vine. Eu mă rog să binecuvinteze Dumnezeu țara asta și mă rog din toată inima, Dumnezeu să prindă în tinerii aceștia care sunt un potențial fantastic. Le spuneam într-o biserică, mă uit la voi atâția tineri, sunteți un potențial fantastic, dar trebuie să scăpați de telefoanele astea mobile care v-au distrus viața și să vă întoarceți cu toată inima la Hristos. O ultimă întrebare, de ce tinerii ar trebui să se pocăiască? De ce oamenii ar trebui să se pocăiască? Și apoi, ce înseamnă pocăința? Dragul meu, în primul rând, pentru că pocăința este porunca lui Dumnezeu. În primul rând, oamenii tineri și oamenii trebuie să se pocăiască pentru că El scrie în Faptele Apostolilor 17:30. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pe fiecare muritor de pe pământul acesta prin omul pe care l-a trimis. Și acesta este Iisus Hristos. Nu te va scăpa un preot, nu te va scăpa o tradiție, nu te va scăpa un om, ci singura cale spre Dumnezeu este Iisus Hristos. Da. Credința din inima ta, cum spune Romani 10:9, dacă mărturisești tu cu gura ta, tu, da, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și pocăința, dragii mei, înseamnă 3 R. Mai întâi de toate să recunosc că sunt un om păcătos. Să recunosc că păcatele mele l-au pus pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu. Să recunosc din toată inima că dacă trebuia cineva pedepsit, trebuia să fiu eu. Al doilea R. Să regret lucrul ăsta. Să-mi pare rău. Atât am plâns în închisoarea aia și am zis, Doamne, atât de rău îmi pare pentru toate mizeriile pe care le-am făcut. Și al treilea R. Să renunț la păcat. Amin. Să renunț la păcat. Să fiu gata să zic, Doamne, mai bine să mor decât să te mai întristez odată. Și, dragii mei, foarte mulți dintre noi uităm că cuvintele Domnului Iisus care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și în Matei, capitolul 1, versetul 21, e un verset extraordinar. Scrie așa, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele tale. Tu trebuie să vrei să renunți. Că foarte mulți oameni, da, eu nu pot. Dar nu trebuie să poți. Tu trebuie să vrei. Doamne, vreau să renunț la. Și El are toată puterea în cer și pe pământ și îți va da putere și har să renunți. Pentru că El este Cel care face să crească. Da. Unii seamănă, alții udă, dar Dumnezeu face să crească. Da. Ceea ce a fost pus într-un om. Pocăință înseamnă recunosc. Pocăință înseamnă regret și pocăință înseamnă renunț. Trăim vremurile de pe urmă, vedem ce s-a întâmplat, da, în anul 2020, de anul 2021, vedem și inundațiile care se întâmplă în Germania, în Belgia, inundații care n-au fost, ei au declarat că de când există țara, nu a fost așa inundații cu infrastructura pe care ei o au. Sunt începutul durerilor nașterii și este timpul să ne punem viața în rânduială. Amin. Și acum să o spun direct, să ne pocăim, să renunțăm la viața asta. Amin. De mizerie, pentru că dacă nu facem acest lucru, vom fi pierduți pentru totdeauna. Vă mulțumesc, Vasile, Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăvit și să fie Domnul. Sper să ne mai întâlnim. Doamne ajută, cu siguranță ne mai întâlnim. Amin. Mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne ajută! Mulțumesc că ai ajuns pe canalul nostru de YouTube, Veghetor. Te încurajez să apeși butonul subscribe și pe acel clopoțel pentru a fi la curent cu postările și clipurile noastre. Pe canalul nostru, Veghetor, găsiți clipuri unice, în special clipuri care vorbesc despre semnele vremurilor.
trăim în vremea în care Iisus stă să vină. Venirea lui Iisus este iminentă. Mulțumim pentru like, subscribe.